chiar dacă trăim într-o lume desacralizată, chit că tot mai polarizată în funcție de semnul credinței, cruce sau semilună, omul nu încetează să pândească miracolul, iar dacă se poate să și-l provoace. Pare că o nouă teologie a miracolului se naște centrată mai curând pe valoarea semnului decât pe strictă afirmare a caracterului inexplicabil al fenomenilor, afirmă istoricul Joachim Bufflet, consultant la serviciul postulanților de pe lângă Congregația pentru Cauzele Sfinților de la Roma și autor a mai multor biografii spirituale și al unor studii consacrate mentalității religioase, dintre care reținem o istorie a miracolilor, din Evul Mediu până în zilele noastre, Cartier 2009. Așadar, la drum! Pe drumul Damascului, vreau să zic. Miracolul se află la fiecare pas al vieții credinciosului. Numai preocuparea de a vedea minuni ne împiedică să le recunoaștem. Nu trebuie să ne numărăm printre acei creștini care, resemnați, proclamă că epoca miracolilor s-a încheiat. Nu miracolul le-au încetat, ci credința noastră. Din perspectiva lumii miraculoase a începutului de secolul 21, autorul reface filogeneza fenomenului, de la miracolul înainte de miracol și până la miracolele de la Lourdes, vorbind pe larg despre miracolul în ortodoxie, în Occident, dar și despre miracole necreștine, în iudaism, budism, islam. Uimitoare manifestările acestuia de-a lungul mileniilor, de la stigmatii la miros de sfințenie, trecând prin înmulțirea alimentelor și proba focului. Cât despre protagoniștii miracolilor, aceștia sunt în primul rând sfinții iemulii lui Hristos, dar și fecioara care vindecă, făcătoare de menuni, care plânge. Iar cei care le trăiesc pe viu, oamenii simple, dacă nu chiar necăjiți, după cum reiese din cele trei cazuri exemplare ce încheie studiul. O carte cu fața la oameni, cum ar fi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.